Pascu este mulțumit de evoluția elevilor săi în turneul din Ungaria. El spune că jucătorii au început să vină cu plăcere la națională. Tehnicianul craiovean crede însă că drumul până în elita voleiului mondial va fi de lungă durată. Noi am avut o evoluție bună de la meci la meci, am jucat mai bine și zic eu, ne-am și omogenizat mai bine pentru ca o formulă de bază. Dar în același timp trebuie să fim realiști că ne așteaptă două turnee foarte grele, unde miza va crește, unde echipele vor fi mai puternice. Unul dintre cei mai buni jucători din turneul din Ungaria a fost Licu de la SCM Craiova. Odată cu venirea lui Pascu la cârma echipei naționale, au revenit și alți jucători care evoluează în străinătate și care până acum au refuzat convocările. Trebuie să spun că, puțin în ghilimele, jucătorii mei îmi creează și o problemă în plus, pentru că am avut posibilitatea să folosesc toți jucătorii pe care am avut în lot și absolut toți au corespuns competiției, au jucat foarte bine, dar lucrul ăsta mă bucură. Peste două săptămâni, elevii lui Pascu vor începe meciurile din preliminarele campionatului european.